Hoțul se furișe cu iuțeală pe fereastră și rămase pironit locului, pentru ca să se familiarizeze cu mediul. Fiindcă orice hoț care se respectă mai întâi se acomodează cu atmosfera încăperii în care pătrunde și avea după aceea o pradă. Hoțul pătrunsese într-o vilă particulară. Ușa încuiată de la intrarea principală și gazonul lăsat în paragină îi sugeră faptul că stăpâna casei trebuia să se afle în acel moment pe terasa de marmură, spălată de apele oceanului, mărturisându-i unui tânăr în ochii căruia s-ar putea citi o profundă compasiune că nimeni nu i-a înțeles sufletul nobil și însingurat. Hoțul își aprinse o țigară. Flacăra chibritului acoperită cu palma lumină pentru o clipă ceea ce acesta avea mai de soi, un nas prelung și două fălci proeminente. Era un hoț de categoria a treia. Acest hoț de categoria a treia se furișe mai departe. Pe față nu purta mască, în mână nu avea lanternă, iar în picioare nu avea papuci cu pernițe de cauciuc. În schimb, avea la el un revolver de calibru 38 și tot molfăia gumă de mestecat. Hoțul întredeschise ușa odăii slab luminate. În pat dormea stăpânul casei. Pe nopchiere se aflau aruncate în dezordine un pachet de bancnote mototolite, ceasul, o legătură de chei, 3 jetoane de poker, câteva țigări rupte. Tot aici se mai afla o sticlă de coniac rezervat pentru clătirea creierului dimineața. Hoțul făcu câțiva pași către nopchiere, dar... Stai pe loc! Rămâi culcat așa cum ești. De ce ai băgat mâna dreaptă sub pernă? Mâine sus! Amândouă! Aia și pe a doua! Sau nu care cumva să trece prin minte să tragi cu stânga? Știi să socotești până la doi? Ce aștepți? Nu, pe asta nu pot ridica! Nu pot! Crățați-o! Doare! Nu vedeți că și așa sunt cătrănit? A spicat tocmai acum. Dar ce-i cu ea? Ce-ați pățit? A reumatism la umăr. Grav? A fost grav. Acum e cronic. Ce vă uitați? Hai, luați-mă, trebuie și lăsați-mă. Ce ceva? Lăsați-mă, soarele astea. Ați venit să mă jefuiți-mă. Uite, luați și aici pe noptier. Ce iertare! Și pe mine m-a apucat tocmai acum. Ați avut noroc. Din pricina reumatismului ăsta suntem ca niște prieteni vechi. Și al meu e tot la stânga. Oricare meseria și locul meu v-ar fi lăsat lat când ar fi văzut că nu ridicați și mâna stângă. Și l-aveți de mult? Merge pe al cincilea an. N-ai cotro cu el. Cum ai căpătat o bucurie ca asta? Socotește-te, tagma ciungilor. N-ați încercat grăsime de șarpi cu clopoței? Am uns cu kilogramele. Dacă aș întinde lanț toți șerpii de la care am luat grăsimea, ar face de 8 ori drumul de la Pământ la Saturn. Iar dezornăit, nu vă mai spun, ar asurzi tot Walpereiso. Unii mai încearcă și cu pilule chisel. N-ați încercat? Șarlatanie curată. Cișlul la rând am înghițit hapurile astea ordinare. Nu fac nici cât o ceapă de gerată. Dar să vă spun, când am luat însă extractul Finkelhem, am pus compresa cu balsam de Galaad și am aplicat pulverizatorul calmant pot. Parcă mi-au mai potolit un pic durerile. Nu mai pot. M-am mai slăbit ceva și de când cu castanele pe care le-am tot purtat în buzunarul stâng. Pe dumneavoastră, când vă supără? Mai tare dimineața sau seara? Noaptea, când sunt la lucru. Da, lăsați mâna jos, tocmai dumneavoastră să... Dar regeneratorul Blinkershaft, n-ați încercat să vi-l procurați? Nu, pe ăsta l-am ocolit. De ce să rămas în picioare? Vă rog, Leo, pot să șed aici lângă pat. Ce întrebare, deși... Mulțumesc. La dumneavoastră cum se manifestă? Cu crize, ori vă supără tot timpul? Cu atacuri, da. Când mi-e lumea mai dragă? De acum am renunțat la etajele de sus. De vreo 2 ore am rămas agățat, fiindcă m-a apucat la jumătatea drumului. Aflați una de la mine. În boala asta, doctorii, nu se pricep nici cât o ciubotă. Cu totul de acord. Am cheltuit până acum $1000. Că aruncați în vânt. La dumneavoastră,
Crizele sunt însoțite de inflamațiuni? Dimineața, iar înainte de ploaie, e curată nenorocire. Așa e și la mine. Simt când vine spre noi, în drum spre Florida, până și cel mai prăpădit nor de mărimea unii batisti. Și dacă mai treci și pe lângă teatru, că mă aflu și eu acolo, umărul tremură ca o falcă apucată de frigurile de baltă. Mi s-a întâmplat asta odată, tocmai când priveam melodrama În negura mlaștinii. Nimic de zis. Chidurile infernului, nu alta. Așa. Da, eu nu înțeleg de ce mai țin revolverul în mână. Obișnuința. Știți? Ascultați, bătrâne. Nu v-a venit în când să încercați ulei de cocos? Așa, stai apăceară. E tot atât de ineficace ca și masajele cu unt. Exact, e bun doar pentru micuța mea Mini când îi zgârie pisica vreun deget. Aflați una de la mine. Ne-am ramolit de tot. O singură doftorie ne mai poate mângâia. Buna, bătrâna, vesela noastră prietenă, băutura care înveselește inima. Să nu-mi purtați pică. Mai bine îmbrăcați-vă și haide să dăm pe gât ceva. Zău, iertați-mă dacă eu... Știți? Iar m-a apucat. Sunt două săptămâni de când nu mai pot să mă îmbrac singur. Mi-e teamă că Toma s-a culcat deja. Nu, ridicați-mă că vă ajut eu. Că mașa e aici. Așa, bă, stați, băgați mâinile. Așa, dreapta, dreapta. Ușor, acum este gata. Ușor că vă doare. Doar al naibii, o împrejurare în cel mai înalt grad neobișnuit. Pantalonii. Pantalonii? Ușor, încet, apropo. Mi-a spus cineva că masajul omberii a fost într-atât de eficace, încât la două săptămâni după ce l-a luat, își putea înnoda singur cravata la gât. Ai văzut? Hai să mergem. Era da. Să plec fără bani, i-am lăsat pe noptiere. Nu vă mai întoarceți, aoleu, fac eu cinste, pentru atâta ne ajunge. Da, n-ați încercat niciodată nuca miraculoasă și alifia din ace de brad? Aoleu!